Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi anunță că vor organiza audieri parlamentare pe cazul omorului unuia dintre cei mai importanți oponenți politici ai regimului de la Tiraspol, Oleg Horjan. Popșoi condamnă tragicul omor al activistului civic și consideră că acest caz trebuie investigat minuțios, motiv pentru care autoritățile de la Chișinău vor sesiza organismele internaționale pentru a contribui la elucidarea cazului. Vicepreședintele legislativului a scris pe o rețea de socializare că audierele vor fi organizate săptămâna viitoare și că vor fi invitați reprezentanții instituțiilor de resort pentru a examina toate circumstanțele, cauzei și măsurile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova. În opinia lui Popșoi, această crimă este o sfidare a principiilor general umane și a voinței majorității absolute a cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului de a consolida încrederea reciprocă și de a trăi în pace și bună înțelegere. Oleg Horjan a fost una dintre puținele persoane publice care au avut curajul să lupte pentru drepturile și libertățile fundamentale din raioanele din stânga Nistrului. A fost unul dintre puținii care a promovat deschis la Tiraspol apropierea celor două maluri. Pentru acest curaj a fost ținut ilegal timp de 4 ani și jumătate în detenție, a mai scris Popșoi pe Facebook. De menționat că și Biroul Politici de Reintegrare a propus crearea unei comisii de anchetă sub protecția misiunii OSCE în Moldova, care să facă lumină în acest caz. Amintim că Oleg Horjan, fost deputat la Tiraspol, a fost găsit mort în propria locuință din satul Sucleia, în apropiere de Tiraspol. Poliția din Republica Moldova susține că ar fi fost împușcat, iar apropiații lui Horjan din stânga Nistrului spun că acesta ar fi fost înjunghiat cu un cuțit. Oleg Horjan a petrecut 4 ani în detenție la penitenciarul numărul 1 din Hlinaia, Grigoriu, fiind condamnat pentru organizarea unui miting pașnic în centrul orașului Tiraspol pe data de 6 iunie 2018 față de puterea de atunci. Potrivit portalului zonadesecuritate.md, în luna noiembrie 2018, așa numită judecătorie supremă de la Tiraspol l-a condamnat acuzându-l de acțiuni violente în raport cu un reprezentant al puterii. Conform pretinsei anchete, Horjan a smuls epoleții unui milițian și l-a lovit pe acesta în timpul protestului.